Cele mai numeroase etnii minoritare din țară ar putea beneficia și de o universitate multiculturală la Constanța. Propunerea a venit din partea autorităților locale și a fost discutată cu Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației Naționale. De ce în Constanța? De ce în Dobrogea? Pentru că Dobrogea este un exemplu de bună înțelegere între multele minorități naționale care se găsesc aici. Sunt necesare, așa cum spuneam și colegilor care am stat de vorbă înainte, resurse materiale și resurse umane și încercăm să pornim acest lucru printr-un proiect din fondurile structurale. La Constanța a fost constituită o echipă care va urma să stabilească unde și cum ar putea fi structurată noua universitate. Există mai multe variante. Să se construiască această idee pe o universitate deja existentă și s-a oferit aici Universitatea de Marină Civilă, care să-și adauge programe de licență, de masterat, sau să facem o universitate nouă. Dacă proiectul va deveni realitate, Universitatea Multiculturală ar fi singura din Dobrogea.